Haideți să vedem în continuare câteva exemple concrete în care arătăm anumite egalități. Vedeți, avem la primul, la al doilea, la ultimul, egalități, inegalități, divizibilitate prin inducție. Încă o dată, de exemplu, la primul e suma lui Gauss. Eu știu să o calculez și altfel, respectiv să scriu termenii în sens invers și să adun câte doi și ajung la formula asta. Dar, în acest moment, vreau să demonstrez această sumă prin inducția matematică, să văd cum funcționează și acest procedeu. Evident că putem rezolva o problemă prin mai multe variante de abordare. Bun, deci vreau acum prin inducție. Haideți să vedem. Desigur și aici avem o sumă pe care o putem restrânge, așa cum știm în calculul sumelor și apoi să desfac fiecare dintre ele și să ajung în sumele clasice puterile la 1, la 2, la 3, numerele naturale de la 1 la n. Ajung în formula asta, aici am sumă telescopică. Nu mă interesează metoda asta, mă interesează prin inducție. Bun. Deci, primul lucru pe care îl fac, pentru că nu va fi niciodată relația botezată, îi dau un nume. Deci, amic, voi scrie PD niciodată egal, deci ea se numește PD ul meu, este afirmația acum că 1 plus 2 plus 3 plus N este N pe lângă N plus 1 pe 2, oricare ar fi N în N stelat. Cu alte cuvinte, N în N stelat înseamnă că plec din 1, deci pasul de verificare, 1, pe 1. Voi arăta că acest P1 este adevărat. Ce înseamnă pe 1 Păi, dacă PN înseamnă num suma numerelor de la 1 până la N, ce înseamnă pe 7 Suma numerelor de la 1 până la 7. pe 5 suma numerelor de la 1 până la 5. pe 1 va fi suma numerelor de la 1 până la 1, adică, de fapt, doar 1 egal. Aici apare că, cumva, de a insist, multă, mulți elevi înlocuiesc doar aici. Deci, încă o dată, înlocuiesc când în toată această relație, care este o egalitate. 1 egal, locuiesc aici pe n cu 1. 1, 1 plus 1 pe 2. Și deci, asta vreau să arăt că e adevărată. Asta este adevărată, voi folosi dacă și numai dacă.